picioare, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să-i dăm cinstea cuvenită și după ce voi citi cuvântul Domnului, care Domnul ne-a pus să se aranjească pe inimă, rog pe omul din frații păstori să ceară binecuvântarea Domnului peste timpul și peste mesajul care Domnul dorește să ne ducă în după masa aceasta. Cuvântul Domnului găsim în Luca, Evanghelistul Luca, capitolul 13, de la versetul 6 la 9 inclusiv. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smuchit slădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis fierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smuchinul acesta și nu găsesc. Taie, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns fierul, mai lasă și anul acesta. Am să sap de jur împrejur și am să-i pun cu noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Doamne, Tatăl nostru care locuiești în cerul, sfințească-se numele Tău. Mulțumim, Doamne, că într-o perioadă ca și aceasta, Fiul Tău s-a întrupat și a dat sens istoriei. Mulțumim că prin întruparea Lui, Doamne, noi am reușit prin credință să ne naștem din nou, Doamne. Mulțumim că prin nașterea Lui noi ne-am născut din nou. Să vin să fie Lui Tău. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Mulțumim pentru frații care sunt aici împreună cu noi. Rugăm, Tată, să-i binecuvintează. Binecuvintează jertfa lor, binecuvintează orele de repetiție, binecuvintează familiile lor. Și, Doamne, acum când stăm în fața cuvântului Tău, mulțumim pentru acest cuvânt. Mulțumim, Doamne, că Tu ai o așteptare legitimă ca și stăpân să aducem rod. Rugăm, Doamne, că Duhul Tău cel Sfânt, viață de plină în noi, în fiecare. Și ajută-ne să-L rodim. Doamne, binecuvintează servul Tău, binecuvintează tot ce se va întâmpla aici în casa Ta. În numele Domnului Iisus Hristos, m-am rugat. Amin. Vă rog să le ocupați locul bine. Spuneam la început că sunt onorat să fiu cu dumneavoastră la prăcășie. Și mă bucur în mod deosebit că am ajuns să-L cunosc pe fratele Tot și mă rog că Domnul să-L binecuvânteze. Amin. Am auzit de la David despre el și despre familia lui frumoasă și despre slujirea de aici, dar n-am apucat să-i cunosc. Dar Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel încât să ajungă în biserica dumneavoastră și mă rog ca pe toți Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-am uitat când am intrat în curtea bisericii, la biserică, aveți o biserică frumoasă, cochetă, Dumnezeu să vă binecuvânteze. O biserică așezată într-o zonă, care nu știu dacă mai sunt date biserici aici, dar Dumnezeu v-a așezat un scop să fiți o oază de speranță și de lumină pentru locuitorii acestor din Timișoara. Și mă rog ca mandatul acesta care Dumnezeu vi l-a dat să duceți cu cinste și cu onoare la îndeplinire. Și fiecare membru al bisericii acestea să fie oameni care îl caută și îl mărturisesc la Dumnezeu. Amin. Când frații m-au invitat să îi însoțesc, am zis, venind după o perioadă de sărbători, a întrupării Domnului Iisus, a nașterii Lui, mesaje multe, frumoase, la oraș. Eu vin de la țară, biserică micuță, am zis, ce pot să spun bisericii de la Timișoara? Și m-a rugat și Domnul mi-a dat cuvântul acesta. Și datorită faptului că ne apropiem de final de an. Mai avem 2 zile și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduim să putem trece în anul următor. Dar fiind la final de an, de fiecare dată, noi la biserică citim textul acesta. Și Domnul m-a pus pe inimă după masa aceasta să vă provoc și să ne provocăm fiecare dintre noi. Să uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce vrea să aștepte sau ce așteaptă Dumnezeu de la noi în anul care vine sau ce am făcut în anul acesta care a trecut. De aceea, mesajul din seara aceasta, ne uităm la pilda aceasta și cred că o știți pe de-a rău să spun ceva nou pentru dumneavoastră. Ați auzit pilda smuchinului neroditor de multe ori. Dar în seara asta am vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă inima. Să ne cerceteze și să ne facă responsabili de mandatul care îl avem. De aceea, dragii mei, uitându-ne la pilda asta, vedem așa. Un om care reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. Un vier care reprezintă pe Iisus. Și un smochin care reprezinta Israelul de atunci, dar astăzi reprezintă Biserica și te reprezintă pe tine și pe mine.
Îmi place totdeauna când vorbesc de Cuvântul lui Dumnezeu să fiu practic, pe înțeles. Și fiecare dintre noi să înțelegem că în pilda aceasta e vorba despre noi. De aceea, dragii mei, uitându-ne la aceste lucruri, am intitulat mesajul din seara aceasta De la frunză la roadă. Dragii mei, eu mă ocup cu legumicultura la țară. Te-ai zâmbește? Noi avem solarii multe, ați auzit de zona Săleușului. Săleușul e capitala, noi Iermața suntem salte. Ei sunt frunze, noi suntem acolo, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care îmi dă. Eu mă ocup cu producția. Și vă spun sincer, când plantez în solarele care le avem, avem aici în zona dumneavoastră un client care e de la noi, arabul care are tarabele de aici, noi venim în piața de Angro, de la Timișoara, piața de țărani, și el cumpără de la noi. Probabil că ați și mâncat de cea roșie pe care noi le-am produs. Te rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze. Să știți că sunt în grădină, pusă în solare, noi lucrăm cu drag și Domnul binecuvintează. Dar vă spun, eu care lucrez și pun o sămânță și aștept să rodească, aștept să fie și rod. M-am gândit de multe ori la pilda asta. Dumnezeu Tatăl e omul care a sădit acest smochin în via sa. Te-ai întrebat vreodată oportunitatea unde te-a pus Dumnezeu? Te-ai întrebat vreodată facilitățile care tu le ai să fii în casa lui Dumnezeu? Că via e casa Domnului. E această lucrare care noi avem. Domnul Iisus a venit să plătească un preț. Să ne răscumpere din lumea întunericului. Și să ne pune, spune David, de piciorul pe stâncă. S-a plecat atât de mult acolo de jos în noroi, în păcatele noastre. A plătit cel mai scump preț, sângele său. Ca eu și tu astăzi să fiu sădit în biserică. În via lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată care ar fi locația, care, binecuvântarea care Dumnezeu ți-a dat-o să fie în casa lui Dumnezeu? Înțelegi și tu ca copil al lui Dumnezeu, dar vă spun din perspectiva că am crescut în biserică. Știți că cel mai greu e cu acești care cresc în biserică, cu fiii casei? Atât de mult ne-am obișnuit și ni se pare că Dumnezeu e dator să ne dea. Că noi am crescut în via sa. Dar oare avem meritul ăsta? Te-ai întrebat odată să înțelegi oportunitățile care Dumnezeu ți le-a dat, locația și binecuvântările care El ți le-a dat. În Psalmul 84:4, aici ne vorbește atât de frumos, spune, ferice de cei care sunt în... Cum am noi când spunem așa, e ferice de David, că e la Houston. În America. Alții zic, ferice de cei care stau la țară, care sunteți la aglomerațiile orașului și zgomotul și problemele de aici. Spune că e mai fericit. Noi de la țară zicem, ferice de cei de la oraș. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu spune așa. Ci ferice de cei care locuiesc în casa ta. Ce fac ei? Mai pot să te laude. În plăcere, fratele Gorga, că spunea, e o binecuvântare că sunteți în casa lui Dumnezeu. Și nu în altă parte. N-am știut, sigur, ajungem aici. Dar noi s-a întâmplat un accident destul de grav cu tineri de la Săleuș. Un tânăr, mergând în o localitate, a avut accident grav. Și ne rugăm ca Domnul să se îndure de ea. Amin. Oare mâine nu știi, vei fi? Sau nu? Alt zvon. Tot la Săleuș. Un om la 60 de ani, căzut din picioare mort. Anul trecut, tata a făcut așa. Urmas acasă, eu m-am dus cu păruțul meu la aeroport și dimineața mă sună vecinul. Hai că taică te-a căzut în drum. Și eram pe drum. Și m-am dat seama că e baie. O căzut din picioare, mort. Te întreb, e meritul tău că tu ești aici? Te gândești vreodată să înțelegi ce binecuvântări ai că ești sădit în via lui Dumnezeu, în biserica Lui? De multe ori nu punem preț și nu înțelegem. Și vedeți indiferența asta care de multe ori ne confruntăm și vedem, bă, nu mai merg la biserică. Stăm acasă și nu zic că e rău internetul să ne uităm. Dar părtășia dulce e aici, când ești cu frații și cu surorile. Părtășia dulce și binecuvântarea care ți-o dă Dumnezeu și spune ferice de cei care locuiesc în casa ta. Căci acolo ei mai pot să te laude. Știi când înțelegi versetul acesta și înțelegi ce înseamnă să fii zidit în via Domnului și să te bucuri de prezența Lui în casa lui Dumnezeu, că nu mai poți veni.
Mă duc la frați bătrâni și dorul lor știi care spun. Mi-ar place să mă duc la casa Domnului. Mi-i dor după curțile casei Domnului. Și minte mi-e da dacă n-ai fost în putere. Nu ți-a fost doar. Nu judecam. Vă întreb, dragii mei, vă place să fiți în casa lui Dumnezeu? Mai doriți dorul acesta de părtășie, de binecuvântare că noi în locația aceasta în care Dumnezeu v-a așezat, o biserică frumoasă, aveți toate confortabil, căldură, aer condiționat, tot ce vreți. Ei, înaintașii noștri, să se adune în biserică. Erau bătuți. Zice, o cântare că pe pământ aveau altar. Mereau pe furiș. Aduc aminte, spunea o soră la biserică, că a fost perioada comunistă când biserica noastră a fost sigilul pe ea. Și pocăiții nu aveau curajul nici să se apropie, că erau oameni care îi părea la primărie. Și se adunau ișcolo prin casă și tângeau după curțile casei Domnului. Când a venit pandemia aceasta, am zis, noi păstorii, mă, după ce se dă drumul la biserică, nu o să mai avem locul scaun. Așa a fost. După ce ne-a ținut 2 ani departe de casa Domnului, sau restricțiile care au fost, ți-ai dorit, ai plânjit după casa lui Dumnezeu, te-ai bucurat de oportunitatea asta că ești în via sa, de aceea mă rog ca Duhul Domnului să te cerceteze. Primul lucru am spus, locul în care Dumnezeu te-a pus, e biserica. Eu ca și smochin, tu la fel. Ai fost sădit de Dumnezeu în biserica Lui. A doilea lucru, aș vrea să înțelegi. După ce Dumnezeu te-a sădit în biserică, după ce te-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, după ce ți-a purtat de grijă și familia ți-e bine, și afacerea ți-e bine, și toate lucrurile acestea, vine un lucru normal de la Dumnezeu. Eu, ca și agricultor, după ce seamăn sămânța și fac căldură și o pun, și o pun în solar, și o ud, Dumnezeu ce pregătește. Noi ne facem treaba noastră. Dar aștept să treacă lună, două, și să culeg tot. E normal să fie așa. Atunci oare Dumnezeu? E normal să aștepte de la noi rodul. Am vrea să fim practici, să înțelegem clar. Oare Dumnezeu când vine spune lucrul acesta că în versetul 6 spune așa de frumos. I-a spus și pilda aceasta, un om avea mărturie în via sa, a venit să caute rod. Spune că un smochin a avut dumneavoastră care a plantat pom sau ați fost la țară și ați văzut lucrul acesta. Un smochin îl plantez și cam al treilea an începe să rodească. Dacă Domnul spune aici că al treilea an am venit să caut rod și n-am găsit, câți ani aveți smochinul? 6. Că 3 au fost pus, și al treilea an și să caute. Și 3 au mai căutat Domnul, rod. O 6 ani. De câți ani ești în biserică, fratele meu și soră dragă? De câți ani te-ai bucurat de acest sol binecuvântat de Dumnezeu numită biserică? De cât să ne ajut parte de binecuvântările lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu, de tot ce s-a dat El, de sănătate. Și nu ți se pare că ar trebui, sau Dumnezeu e drept, să aibă așteptări de la noi? Vă întreb pe dumneavoastră care aveți copii. Prin harul Domnului și eu am o fică. Aș fi mai mult să se ia de Dumnezeu. E student aici la dumneavoastră, la Timișoara. După ce am investit în ea, vă întreb, părinți, aveți așteptări? E normal să aveți. Ați dat cel mai bun la copil. L-ați mădărit, să zice, la noi la Ermata. Cred că și la Timișoara, nu știu, alintat, poate, mai termin, mai nou. Ați văzut că o fost lumina ochilor voștri din cap. Nu-i normal, când crește mare, să te bucuri de roadele lui, să fie cu minte, să crească, să învețe. Așa și Dumnezeu, dragii mei. După ce a investit în noi, ne-a pus în via sa, plătit ce a fost mai scump, pe Fiul Său, să ne sădească în via sa, va veni ziua în care va cere socoteală. Sau cu alte cuvinte, va căuta rod. Te întreb, dragul meu, fiecare știți în dreptul dumneavoastră, câți ani aveți de când veniți în casa lui Dumnezeu?
toate binecuvântările și resursele care le ai. Ne aflăm la finalul anului. Dumnezeu ne-a dat oportunitatea să avem 365 de zile. 8.770 de ore. În tot acest timp, cât ai fost cu Dumnezeu? Sau cât ai lucrat pentru Dumnezeu? Mă uit la dragii mei fanfariști, mă anunță fratele, miercuri vrem să facem repetiție. Gata, frate, mă duc să fac focul. În biserică fac și focul și toate. Că n-avem cine. Și mă duc și fac de vizice aia. Cu am făcut. Și vine unul de la 80 de kilometri, altul de la 50 de kilometri, altul din altă parte, să adună, să laude pe Domnul, să facă o repetiție. Și noi venim pe scaun și stăm. Și ascultăm efortul făcut de ei. Frate, câți kilometri ai făcut la viața dumneavoastră? Dacă ți-o da, nu o dat în loc, adică sigur o dată, o să prea te răsplata în cerul. Și noi beneficiem. O zis un verișor către mine, mă, voi copii ăștia, veniți cu Biblia susoară. Noi mem formați repunie în scule, boxe, cu tare, orgă, fire, în timp. O oră lucrăm înainte, o oră cu după ăsta. Și voi aveți pretenții? Zic, e ușor de zis. Dar vrea să vin cu mine să vezi pe orice înseamnă. Să iei Biblia pe susoare. Și să vezi să te pleci la fiecare. Cu capilele experiențe de viață aici. Să asculți problema fiecăruia. Să poți să-i dai un cuvânt din partea Domnului. Să-l încurajezi. Să-l duci înaintea Domnului rugăciune. Mă rog ca Domnul să vă răsplătească munca. Și El o va răsplăti. Nu va fi... O spune Cuvântul Lui Dumnezeu că răsplătirea în cerul va pleca de la paharul de apă dat în numele Lui. Orice efort îl vei face, Dumnezeu te va răsplăti. Dar ascultă-mă bine. Vine vremea căutării rodului. Va găsi El rodul tine. Știți că în, nu știu aici la dumneavoastră aveți, pentru că flori frumoase sunt pomi de ornament. Pomi care fac numai. Pomi care este făcut să arate frumos. Ce vrea să fie în biserică? Pom de ornament, un smochin care are foarte fain frumusețe. Sau să fie un smochin care Dumnezeu cum va veni să caute, să găsească rod. V-am spus că mă bucur cu micultura și luăm soiurile cele mai bune. Și mi se întâmplă în solar. Și lasă de o să întâmplă tot la fel. Pui cea mai bună sămânță, o îngrijești cu cea mai mare dragă. Și văd pe rândul de roșii, că una e tare verde. Și rădăcină, turpina la ei de două ori mai groasă ca celălaltă. Păi zice, ce sănătoasă-i. Vine vremea florilor. Păi ea, nici colo, câte una. Vine vremea să se vadă băbonarele. Să se vadă roșii, păi ea nimic. Ce credeți că fac? Ce ați face în locul meu? Ce-a făcut Domnul cu noi? O smult. Să nu mai țină umbră. Să nu mai folosească degeaba resursa Domnului. Te-ai întrebat vreodată tu, dragul meu, care ești în Biserica Lui Dumnezeu și stai și în ochii tăi să vă conferească Dumnezeu. Și am zis să ne cercetăm, suntem la final de an. Fiecare în mod personal. Oare eu, anul ăsta, sau până aici, am rodit ceva pentru Dumnezeu? Sau ce înțelegeți dumneavoastră prin a rodi? Avem o cântare în veche, fratele vorbă sigur o știe. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete, nu-i poți aduce nici un singur snop măcar. Rodirea înseamnă să ai roata Duhului Sfânt în tine. Să lești pe Duhul Sfânt să rodească viața ta. În momentul când tu ai rodit și Duhul Sfânt te transformă, automat ceilalți din, de lângă tine au binecuvântarea și se înfruntă din roadele care tu le-ai produs. Dar dacă tu nu ai numai frunze și ești doar numai de ornament, când va veni ziua în care Domnul să caute rod, ce se va întâmpla? E grea lucrul acesta. Dar
uitându-ne la, la ceea ce retoric sau sugestiv spune Cuvântul lui Dumnezeu și aș dori să ne uităm în Isaia, capitolul 5, versetul 1 la 4, dacă aveți proiectul, se poate proiecta. Aici spune, sugestiv, e ceva extraordinar, care aș vrea să meditați. De la partea a doua a versetului, prea iubitul meu avea o vie pe un câmp foarte mânos. I-a săpat pământul, a curățat de pietri și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc. Apoi trăgea nădejde care să facă strugul bun, dar dacă n-am fi darul ăsta. Dar ea a făcut struguri sălbatice. Ascultați-vă tot. Acum, dar zice Domnul, locuitor al Ierusalimului și bărbați al lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Și versetul 4 e crucial. E durerea inimii lui Dumnezeu. Și ascultați aici. Ce aș mai fi putut face vie mele și nu i-am făcut? Când am citit versetele acestea, m-am făcut părul pe inimă. Ele așa, știi? Oare ce ar fi putut Dumnezeu să-ți mai facă ție ca să aduci tot și nu ți-a făcut? Ai gândit vreodată lucrul acesta? Ai avut parte de cel mai bun sol. Ai avut parte de cea mai bună binecuvântare. Ai avut parte de toată protecția lui Dumnezeu. Și totuși, uitați-vă ce scrie aici Isaia. Aici reprezintă pe Dumnezeu. Ce aș mai fi putut eu să-ți fac ție? Ca tu să măcar să înțelegi că trebuie să aduci rod pentru Dumnezeu. Dragii mei, la sfârșit de an, mă rog ca Duhul Domnului să vă cerceteze. Acum, dumneavoastră, eu vă înțeleg că din rândurile dumneavoastră am ajuns și aici. Am plecat de copil, am slujit în biserică, de la toate etapele și prin Harul Domnului de un an slujesc ca păstor. Nu știu de ce în cultura noastră de multe ori așteptam ca să facă păstorii și comitetul și formațiile. Și noi doar să venim să consumăm. Când veniți la adunare, veniți ca spectatori sau veniți ca membri în trupul lui Hristos? Veniți să puneți umăr, cu o rugăciune, cu un gând, cu o vorbă bună. Și Duhul Domnului îți va da ce să faci dacă vrei. Deci, vă sfătuiesc și vă îndemn, la sfârșit de an, analizați-vă fiecare în dreptul dumneavoastră. Viața fiecăruia dintre noi. Oare, dacă Domnul va veni anul ăsta la final să caute rod în noi, va găsi? Și ultima parte spune, ai două perspective, sau două variante înainte Domnului. Cuvântul care l-am citit, Domnul i-a spus vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sar de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Dacă nu, vei vedea. Prima variantă îi lepădarea. Tăierea. V-am spus că în solar, când am văzut că roșia asta nu mă frunză și mă acopere încă două luni, și în față și în spate, m-am dus și am scos. Pentru că îmi consuma solul degeaba. Va mai mult să-mi ia umbră celuilalt. Dragul meu, în casa Domnului, ce faci? Ții numai umbră? Sau Dumnezeu ne-a pus să-i sărodim? Mă rog ca Domnul să ne ajute fiecare dintre noi. Și când auzi lucrul ăsta de vădare, tăiere, te doare să te rău. La noi la țară avem vie. Și toamna tungem vie. Și avem o vorbă în popor. După ce gheți curățatul dunsul fiei, fie începe să plângă. Și de multe ori te întreb, de ce plânge via? O fost tăiată. Dar bucuria plânsului va fi la primăvară la vară. Că noi am depărtat lăstarii care n-au dus rod. Și Domnul ne învață în Evanghelie.
Va veni vremea când vierul va tăia. Dacă n-ai dus rod, vine vremea lepădării, curățării. Dacă ai dus, vei fi curățit. Și când ești curățit, vei plânge. Curățit înseamnă încercări. Dumnezeu, când le lasă peste noi, încercările Lui, vrea să ne facă mai bun, mai roditori, mai aproape de El. În experiența dumneavoastră de viață, când a avut încercare în viața dumneavoastră, v-ați depărtat de Dumnezeu sau l-ați căutat? Fiecare l-a căutat. Întotdeauna când vine încercările peste noi, ne apropie mai mult de Dumnezeu. Și curățirea aceasta, care noi o facem la vie și la pom, o facem cu scopul să aducă mai mult rod. Când Dumnezeu face curățire în viațele noastre, exact cum a spus Isaia, am curățit, am adunat pietrele, am făcut tot, am făcut cel mai bun sol. Și ea, în loc să facă struguri bun, tot să-l bace ce-a făcut. Dragul meu, mă rog ca Duhul Domnului să te cerceteze. Nu ne face cuvântul tăiere. Nici lepădare. Să știți că nu înseamnă lepădarea că ai murit numai. Lepădarea și din prezența lui Dumnezeu. Că ai murit față de Dumnezeu. Pentru că ne vedem în Scriptură și vedem la un moment dat când Faraon n-a vrut să înțeleagă cercetarea lui Dumnezeu. I-a împletit inima. Și știți ce mă doare mai mult? Pentru copiii casei Domnului. Vi se împletesc inima. Decât bine face în casa Domnului. Și nu vreau să mai creadă nimic. De aceea mă rog ca Duhul Domnului să ne cerceteze, să ne lăsăm curățiți de El. Și a doua variantă, la punctul 3, e îndurare. Vă doresc anul acesta, care vine, să zică Iisus în dreptul fiecare din dumneavoastră, mai lasă și în anul acesta. Îndurarea lui Dumnezeu, îndurarea lui Iisus, fierul care este Domnul Iisus, spune, Tată, eu am plătit un preț. A lăsat gloria cerească. A venit jos pe pământ și noi am sărbătorit nașterea Lui. În cel mai mult loc. Și am mers la Calvar să plătesc un preț de răscumpărare. Tată, mai lasă. Uite, am să-L sap. Am să cumpăr noi la rădăcină. Am să lucru personal cu El. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Vrei să fii în anul de îndurare a Lui Dumnezeu? Care vreți mâna sus? Domnul să vă binecuvânteze. Știți ce înseamnă asta? Să te aștepți că în anul de îndurarea Dumnezeu s-ar putea să vină sampa. Știți că noi la solarii nu mai folosim sampa? Pentru că pelicului pe lângă roșii care absorbe plantele cu sapa îi tăiem. Avem folie de mulțire care trage să ne iasă durere. Ei, la fie trebuie să față în de bureile. Dacă Dumnezeu vrei să fii în anul de îndurarea Lui, și El hotărăște să spună cu noi la rădăcină, înseamnă binecuvântarea Lui. Când e vorba de a săpa, înseamnă să te spormonească din starea ta de confort. Și poate să îngăduie lecanță în viața ta. Poate ca și via vei plânge, dar e pentru slava Domnului că va veni vremea locului. De aceea mă rog ca fiecare din dumneavoastră să avem parte de anul de îndurare. Dar anul de îndurare, să știți, că aduce și sapă, și tăiere a ramurilor care nu fac niciun rod, dar aduce și binecuvântare. Gunoiul pentru noi care folosim și băgăm toamna gunoi în solar, îi se duce în hrană grande. Așa simbolizează aici. Așa e tradus Cornilescu. Nu știu ce la alte traduce cum e tradus. Dar Cornilescu ne spune aici despre gunoi, care e nutriția care opune acestui smochin. Poate că va rodi. Dacă nu, îl vei tăia. Mă rog ca Duhul Domnului să ne dea fiecare dintre noi anul de îndurare. Avem o cântare în îndurarea Domnului, cum am ajuns, dar știu bine cu cine mă întreb. Îți dai seama și am înțeles că cântarea asta a fost compusă de un om necaz. Autorul ei se spune că a avut două fete și a ieșit la Islas. Și s-au făcut baie cu ceilalți copii. Și amândouă s-au înnecat. Și când a venit este asta, omul ăsta a scris, în îndurarea Domnului, cum am ajuns, nu știu. Nu pot să-ți explici lucrul ăsta. Să te ferească Dumnezeu.
Dar când ești în anul de îndurare, trebuie să știi că ai parte și de binecuvântările Lui. Asta vierul decide. Dar Iisus, tu să ai parte poate și de scormonire. Poate că Dumnezeu are nevoie un pic să te scuture. Să te trezești că poate că ai țipit. Și ai venit ca spectator în casa Domnului. Și ai beneficiat de sorul bogat, de programe, de tot ce se întâmplă aici. Și nu ți-ai dat seama că tu trebuie să rudești. Știți de ce nu mai rudim astăzi? V-ați pus întrebarea, noi ca și slujitori din Pădumă, ce să mai fac viei mea? Am sorat de la membrii noștri puțin, să suntem 20 părtie. 15 vin la biserică. V-am gândat din fluier și n-ați jucat. V-am zis de jale și n-ați spus. Ce să mai zic? Păi, mai zic de multe ori. Doamne, dar ce să mai fac? Vă întreb, ce să mai facem? Nu rotim pentru că am devenit egoiști. Știți ce facem? Primim jertfa lui Hristos, acceptăm dovada credinței, suntem întâi, da? Dar nu mai spunem celorlalți. Nu mai arătăm roadele Duhului Sfânt în viața noastră, bunătatea, credincioșie, afacerea de bine și toate aceste lucruri, să le transmite celor de lângă noi. Spune odată cu un păstor, mor să-mi vizită la... Enunea și lui, cum de obicei facem lucrul ăsta. Și dintre, în familie, discutând bine toate lucrurile, întreabă și unde lucrați, acolo, și cum e acolo, cum e cu colegii tăi, la care fratele spune, păi de 10 ani lucru aici, în fabrica asta, și nimeni nu știe că-s copiit. Și săracul păstorul s-a cap în jos. De 10 ani? De 10 ani? 365 de zile ori 10. Hai că nu te ți-ai folosit să zici. Și nimeni din colegii tăi să nu știe că tu ești copilul Domnului. Oare vor rod? N-am spus-o spre... A spus că cercetarea noastră. La locul tău de muncă, între vecinii tăi, pe palierul care stai, pe scara care stai, vecinul tău știe că tu ești copilul lui Dumnezeu? Știe că tu ești copilul lui Dumnezeu și vrei să spui despre dragostea lui Iisus? A, nu. Am obișnuit. Sunt pentru mine harul lui Dumnezeu. Dacă eu am avut parte de har și Dumnezeu m-a iertat și m-a făcut copilul său, a devenit atât de egoist, vrei să spun celor de lângă mine? Și ăsta e mandatul nostru. Că Domnul Iisus mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice factură. Cine va crede și se va boteza. Asta e numai pentru păstor. Oare? Păstorul poate să meargă la locul tău de muncă, la colegul tău la școală? Întotdeauna mi-a spus la fiica mea și noi avem un obicei. Când pleca de acasă, știți când e unul, e mădărit. Eu am încercat să mădăresc, dar și să fie o mărta. O pupam în frunte. Asta era așa cum mama mare. Și spunea, tati, să nu mă faci de râs, zice la el, mama, de rușine. Dragi părinți, faceți lucrul ăsta. Responsabilizați-vă copiii. Dați-le încredere. Întotdeauna am dat cea mai mare încredere. În stat, eu mă bazez pe tine. Spune la copilul zi, voi veți merge la școală. Profesorii, trebuie să vadă în voi că voi sunteți copii al lui Dumnezeu. Din familie de pocăiți. A fost chemat odată la școală că copilul ce a făcut eu, am împins mașina profesorului în șanț. Și tata nu se corecteze, copilul zice, nu, doar vreau cu lipacare. Astăzi, discut cu profesori. Pe vremea mea de mult era autoritatea școlară, nu mai e curaj să zici nimic. Dar noi, ca copii la Dumnezeu, copiii noștri trebuie să fie camp. Asta să-i învățăm. Să-i responsabilităm. Tata din cer, întotdeauna ne pe frunte pe fiecare. Să nu mă faci de râs, de rușine. Ce te-ai pus în casa lui Dumnezeu. Hai să nu mai fim egoiști. Hai să arătăm harul care noi am avut parte de el și celorlalți. La locul de muncă, la școală, unde Dumnezeu te-a dus, unde te vei merge, să știi e toți că tu ești copilul lui Dumnezeu. Atunci când îndeplinești mandatul, atunci când va veni vremea să caute rod. Pilda talanților. Ne-am învățat să îndropăm sau să punem un negoț. Ce faceți, dragii mei frați și surori? Vă rog ca Domnul să ne ajute ca anul care ne stă în față. Să ne cerceteze fiecare dintre noi. Și fiecare în dreptul nostru. Să ne pocăim înaintea Lui.
să lăsăm pe Domnul Iisus să ne curățească, să ne sape, să ne binecuvinte, ca să aducem rod spre slava și gloria numelui Său. Amin. Amin.